Încă o petrecere reușită la staff party și pentru asta îi mulțumim lui Negru. Salut, Negru, ce faci? Cum te-ai simțit la noi? Salut, m-am simțit foarte bine, neașteptat de bine pentru luni în România. Fericit. Am văzut că ai rămas surprins. Spune, ce părere ai despre ce se întâmplă aici? E luni, e full? Păi, ce părere să am? M-am cântat până la acum. Cât e ceasul? 6. Trebuia să plec de la 5, nu? Da, deci m-am simțit foarte bine. Mă bucur. Spune, cum a fost anul 2012 pentru tine și cum ai vrea să fie anul acesta? Păi a fost ok, din punct de vedere profesional, am stat pe la Ibiza, am mers încolo încoace, sunt bine. Anul ăsta sper să fie și mai bine ca cel trecut. Proiecte muzicale ce urmează, dacă poți să ne spui ceva despre treaba asta? O să iasă la Youth Invasion Music, va ieși următorul release în Various Artists, o piesă de-a mea și, a mea și a lui Bulă mai veche și o piesă de-a lui Funky. Și încă mai lucrez la niște remixeri pentru niște producători de afară. Na, se lucrează. Săptămâna trecută la Cristal, săptămâna asta aici la Stop Party, ce giguri urmează pe viitor? În Africa de Sud, Circo Loco, în luna mai, în Croația, în iunie la Hideout Festival, ce am confirmat până acum, prin Spania, prin Italia, am ceva. Deci o să fie ocupat. Da. Eu obișnuiesc să întreb, care a fost cel mai ciudat lucru care ți s-a întâmplat atunci când ai pus muzică? Nu știu, o întâmplare ciudată sau ieșită din comun sau amuzantă în același timp? Păi, în Craiova, cred, dacă mai țin bine minte, a venit o fată așa liniștită și m-a întrebat dacă n-am ceva mai de dans, o Shakira. Da? Ce să mai... Cum ai reacționat? Așa. Eu îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur că te-ai simțit extraordinar la noi și sper că și data viitoare să te simți la fel. Cu siguranță va fi la fel.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Salut, sunt Negru, urmărești fotoclubbing.ro.